Pentru că iarăși nu avem favorite luna asta, vom vorbi despre cărțile pe care le-am citit, sau mai bine spus, majoritatea le-am ascultat luna asta, adică luna septembrie, și vine un pic mai târziu clipul ăsta, dar sper că o să-l urmăriți și că o să vă placă la fel de mult. Și da, a fost o lună septembrie foarte haotică pentru mine în materie de lecturi. Am citit o carte fizic și am ascultat trei cărți, sau mă rog, am terminat de ascultat, mă rog, o să vedeți, o să vă explic. Ideea este că nu a fost o lună tocmai prolifică, fiind pe mai mult pe drumuri, fiind plecată, eu am făcusem în mintea mea niște planuri, că m-am stat să vedeți cât o să citesc eu și ce o să fac eu și cât de spectaculos o să fie tot aiure. Cât am fost plecată, nici n-am ascultat audiobook-uri, nici n-am citit nimic fizic, așa că, da. Și ca un rezumat pentru luna asta, avem două cărți de 5 stele, o carte de 4 stele și una de 3 stele și o să le luăm în ordine. Cartea pe care am terminat-o și pe care o începusem în august, dar pe care n-am reușit să o termin și era tot așa pentru un clip pregătită, care nu știu dacă va să nu vină, e un clip pe care vi-l tot promit eu cu niște cărți, dar sper că o să vină, că l-am încheiat oarecum, mă rog. O să înțelegeți la momentul la care îl veți vedea. Este vorba despre Book Lovers. Nu știu care e titlul lui în română sau nu știu dacă se găsește în română, dacă este tradusă cartea. Eu am luat audiobook-ul, am găsit audiobook-ul și am luat-o pentru că am văzut-o peste tot pe Bookstagram. Deci este, cred că, peste tot cartea aia, sau cel puțin în vară și la începutul verii era peste tot și zic, ia, hai să văd și eu despre ce este vorba. Este o carte de romance, la cărui sinopsis sună cam așa. Doi editori la o editură destul de mare se întâlnesc random într-un orășel. Ei nu prea se înghit unul pe celălalt și se înfiripă între ei ceva. Este un romance, cum spuneam. Eu, după cum bine știți, nu sunt mare fan a romansurilor, dar am încercat. Trebuie să recunosc că din majoritatea romansurilor pe care le-am ascultat / citit, cred că asta a fost una dintre cele mai bune. Și asta pentru că a fost în egală măsură romance, dar a fost simpatică. Adică n-a fost neapărat genul ăla de romance penibil, patetic, cu toate că acțiunea e relativ previzibilă. E tipul ăla de romance foarte dulceag, așa, foarte plin de dulcegării și de clișee. A avut și ăsta destul de clișee, nimic de zis, dar a fost mai digerabil. A avut și pasaje din astea simpatice, cu dialoguri stupide sau haioase. O avem pe Norma, cred că Norma o cheamă, pe eroina principală. Ea este o tipă din asta de foarte stăpână pe ea și foarte autosuficientă, ca să spun așa, și care n-are nevoie de absolut nimeni și care este foarte încrezătoare în forțele ei de femeie și nu-i trebuie niciun bărbat și nu poate să țină nicio relație pentru că ea este excesiv de independentă și așa mai departe. V-am zis, mi-a plăcut pentru că a fost simpatică pe alocuri. De cine nu mi-a plăcut din carte? Nu mi-a plăcut de sora ei, că, nu știu, sora ei era însărcinată și cum se înfiripă acest romans între ea și tipul ăsta, cum ajunge ea, de fapt, în orășelul ăla, este că sora se-i propune să facă o excursie într-un orășel relativ random din state, unde, de care nu știe aproape nimeni, dar care apăruse într-o carte pe care o editase tipa asta, Norma, cred că o cheamă. Și sora sa, fiind gravidă cu al treilea copil și ea vrând neapărat să iasă, că avea nevoie de o vacanță, dar se comporta de, nu zici că era deja mamă de doi copii și urma să-l aibă pe al treilea, se comporta ca și cum cineva o obligase, o forțase să fie însărcinată și avea niște idei din astea de teribile, de a face tot felul de chestii, de a face tot felul de tâmpenii, de a avea un one night stand cu un cowboy sau chestii de genul ăsta, adică niște lucruri destul de aiure. Pe lângă faptul că a făcut un plan așa foarte detaliat al excursiei lor și ce ar trebui să facă în perioada când sunt în excursie și așa mai departe, în momentul în care efectiv a fost în excursie, ea ieșa. Adică la orice, eu ies pentru că eu sunt însărcinată, eu ies pentru că eu sunt însărcinată, eu mă scuz pentru că eu sunt însărcinată. Adică, ok, înțeleg cartea asta, dar un pic n-a avut sens acolo. Da, ăsta i-am dat 3 stele pentru că, v-am zis,
mi s-a părut ok-ish, mi s-a părut simpăticuță, mi s-a părut drăguțică și nu m-a enervat atât de tare cum mă enervează un romans în general. Cartea de 4 stele este Tronul de Cleștar, primul volum din seria Tronul de Cleștar cu același nume, de Sarah J. Maas. Era și una din cărțile pe care mi-am propus eu să o citesc până la final de an. Dacă vă aduceți de aminte, dacă nu, o să vă las în descriere că am murit din challenge prin care îmi doresc foarte tare să citesc anumite cărți pe care le am în biblioteca mea și să nu mai cumpăr până la final de an alte cărți. Una din cărțile pe care îmi doream să o citesc este asta, cel puțin în prima carte din Tronul de Cleștar, pentru că vreau să reîncep seria asta. Și spun să reîncep pentru că eu am început la un moment dat, când aveam două canale, dacă cine mai ține minte, am început seria asta, am citit prima carte, în review-ul ăla spuneam că am citit și a doua carte, dar sincer nu mai aduc aminte nimic din a doua carte, deci nu știu dacă chiar am citit-o sau doar visam. Cert este că vreau să am reînceput seria pentru că este o serie care între timp, de când am luat-o eu și până acum a devenit foarte populară și este a devenit și controversată, numai că populară. Știți că există un ciclu din ăsta prin care lucrurile devin populare și în momentul în care sunt sus acolo și sunt populare, încep să devină controversate și după aia cad. Acum deja e controversată seria asta și autoarea și mă rog. Mie mi-a plăcut primul volum. Inițial i-am dat la prima lecturare i-am dat 5 stele, acum i-am dat 4 stele pentru că mi-am dat seama că parcă în unele locuri acțiunea ar mai fi trebuit periată și am înțeles că cât este de bun ăsta, primul roman, că este bun, este chiar bun pentru un fantasy young adult, este bună cartea, cu cât este de bună asta, cu atât mai bune sunt următoarele volume, adică seria este din ce în ce mai bună, spun cei care iubesc seria asta și care sunt fani ai seriei. Despre ce este vorba? Este vorba despre o asasină, despre Selena, care este închisă și în tărâmul ei este salvată de prințul acelui tărâm și dusă, practic introdusă într-o competiție pentru a deveni asasina regelui. Asasină, la momentul la care cartea a fost scrisă, termenul de asasină nu era tocmai ok. Adică lumea nu prea știa la ce să se aștepte. Era cumva un concept nou. Deci gândiți-vă, cartea asta a fost scrisă undeva prin 2000 și ceva. Nu știu, nu mai țin minte, 2009, 2010, ceva, 2000, nu mai știu exact. Dar în orice caz, la vremea aia, termenul ăsta nu era tocmai ok, tocmai clar. Între timp a apărut Arya Stark. Dacă ar fi să vă gândiți la asasină, gândiți-vă la o Arya Stark, dar o Arya Stark rafinată, o Arya Stark frumoasă, o Arya Stark cu gusturi bune, o Arya Stark care îi place dansul, care îi plac bijuteriile, hainele scumpe și așa mai departe. Da, gândiți-vă la genul ăla de asasină. Deci, cumva Arya Stark, dar cumva mai pe fin. Practic, în primul volum ce se întâmplă este că este luată din închisoare, ea a fost închisă, este luată din închisoare și dusă și se pregătește, mare parte din cartea asta se ocupă de competiția la care participă și de partea finală a competiției, de testul final al competiției, ca să spunem așa, ca să devină asasina Aderlanului. S-a părut că cumva poate anumite părți din acțiune ar fi putut să fie mai concise. Avem și o parte de fantasy și de magie aici, care în primul volum nu este tocmai bine evidențiată și asta am remarcat de prima dată când i-am făcut review acestei cărți. O să pregătesc, în timp ce citesc seria asta, pregătesc un clip cu impresii despre toată seria și despre cărțile astea, așa că mai aveți puțină răbdare cu mine. Pe mine m-a cucerit și îmi place Selena ca personaj și îmi place și de Kale, care este practic antrenorul ei, capitanul gărzii regale, mă rog, cine a citit și seria știe, cine nu, o să vedeți, mă rog, în clipul pe care îl voi face. Dar asta a fost cartea de 4 stele. Apoi, o altă carte care a devenit virală pe internet și care are un titlu extrem de catchy și înainte de a vă povesti despre ea, vreau să țineți cont de faptul că sunt perfect conștientă de tot marketingul care este în spatele acestei cărți și sunt conștientă de toate trucurile și toate tertipurile de promovare care au fost folosite pentru această carte, dar lăsând asta la o parte, mie mi s-a părut o carte foarte bună și fiind o carte de memorii mai degrabă,
Pe mine m-a lovit cumva, m-a atins, m-a pus pe gânduri. În general eu nu citesc memorii, nu citesc decât foarte rar sau biografii sau autobiografii sau chestii de astea, foarte rar, pentru că este foarte greu să mă identific cu oamenii, să le judec poveștile și decât... Nu, mai bine. Este vorba despre cartea I'm Glad My Mom Died de Janice McCarthy. Janet McCarthy, care a fost unul din copiii vedete ai Nickelodeon. În cazul în care nu știți, Nickelodeon a produs de-a lungul timpului mai mulți copii din ăștia vedetă, printre care Ariana Grande, Selena Gomez, chiar și Britney Spears, și mulți alții, Miley Cyrus și așa mai departe. Sunt mulți copii din ăștia vedete, care ulterior au și ajuns vedete mari, printre care se afla și Janet McCarthy a fost într-un serial TV produs de Nickelodeon, a fost partenera de show a Arianei Grande. Ea a jucat cu Ariana Grande, era Cat și nu știu cum se numea serialul, mai rulează câteodată pe Nickelodeon, când mai butonesc pe televizorul, mai văd că mai e pe Nickelodeon câteodată. Ea și-a scris cartea de memorii după ce a murit mama ei, pentru că a vrut cumva să se elibereze de toată presiunea și tot ceea ce crease mama ei. Pentru că ea nu și-a dorit niciodată să fie actriță, dar maică-sa a împins-o de la spate, fiindcă ăsta era visul mamei ei. Și cum se întâmplă de foarte multe ori cu mulți părinți din ăștia care și-au ratat visul, își propagă visurile asupra copiilor lor și cumva îi obligă să le îndeplinească visurile. Așa s-a întâmplat și cu Janet. Mama ei a obligat-o să devină actriță și ea povestește tot procesul ăsta prin care a ajuns actriță și a ajuns la Nickelodeon. Sam & Cat se numea serialul, stați că mi-am adus aminte, Sam & Cat, așa, cu Ariana Grande. Povestește tot parcursul ei până a ajuns în Sam & Cat și toată povestea de la Nickelodeon. Și în cazul în care nu știți, sunt niște scandaluri destul de urâte în ceea ce privește de pe Nickelodeon, pentru că au fost foarte multe probleme, nu doar cu Janet, cu foarte mulți copii care au fost abuzați, maltratați, munciți până la epuizare. Efectiv, au fost scoși din funcțiune în momentul în care nu mai făceau față. Pe lângă foarte multe alte lucruri care s-au întâmplat în spatele ecranelor, dacă știți de scandalurile de la Nickelodeon, eu de-aia nici nu mă uit la Nickelodeon, dacă ies să mă uit pe Nickelodeon, mă uit pe la Junior, că acolo dau numai desene animate, nu dau seriale din astea. Dacă vreodată v-ați imaginat că copiii ăștia vedetă, care sunt vedete de mici, care devin vedete, chiar și cu surorile Olsen. Dacă v-ați imaginat că ei, copiii ăștia, au o viață frumoasă, vă recomand să ascultați, să citiți cartea asta. Nu știu dacă e apărută la noi, că e recentă, deci acum a apărut în state, acum o lună, două a apărut în state și că de-aia e tot hype-ul ăsta, fiindcă ea nu s-a abținut de la a spune foarte multe lucruri pe care le-a spus în carte. Adică nu s-a ținut de la a dezvălui foarte multe lucruri din bucătăria internă a Nickelodeon, care nu le face cinste deloc. Și chiar povestea într-un interviu, n-am văzut multe interviuri, nu m-am uitat tocmai pentru că am vrut să ascult cartea, și chiar povestea într-un interviu că în momentul în care a plecat de la Nickelodeon, i-au împins un cec cu vreo 100 și ceva de mii sau 300 de mii de dolari pe ideea să tacă din gură, să nu spună niciodată ce s-a întâmplat acolo, și a refuzat chestia asta pentru că încercau să o mituiască. Dar, da, un parcurs foarte tragic din punctul meu de vedere, pentru că e foarte greu ca copil să-ți pui părerea, este foarte greu să fii luat în serios. Chiar și într-o țară ca Statele Unite, este foarte greu, copil fiind, să-ți pui părerea, să spui ce vrei, să spui că asta nu vrei, că asta nu-ți place, că asta nu-ți trebuie, că... și așa mai departe. Să spui punctul de vedere și să fie respectat și acceptat. Și arată chestia asta, dar o face de o manieră foarte elegantă și foarte frumoasă, cu toate lucrurile pe care le dezvăluie și cu tot ce spune, chiar și despre mama ei, o spune la modul foarte frumos, adică nu o acuză direct, ci încearcă să te facă să înțelegi, că de asta mi-a plăcut foarte tare cartea, încearcă să te facă să înțelegi dorința mamei ei de a o face vedetă și manipularea care avea loc acolo nu afectau în momentul ăla, pentru că ea o făcea tocmai pentru că o iubea foarte mult pe mama ei. Adică tocmai părinții ăștia care sunt atât de posesivi se folosesc de copiii lor tocmai pentru că copiii iubesc. Și
Asta e problema cu ei și de-aia înțeleg titlul, pentru că în momentul în care mama ei a murit, practic tot centrul universului ei a dispărut, toată ancora ei a dispărut. În momentul în care mama ei a murit, ea a stat și s-a gândit, ok, și eu cine sunt acum? Pentru că ea până în momentul în care mama ei a murit, ea n-a avut o identitate. Nu, ea practic a avut o identitate construită de mama ei, așa cum credea mama ei că trebuie să fie identitatea aia. Așa cum îi se cerea pe platouri și așa mai departe. Deci ea n-a avut o identitate și în momentul în care mama ei a murit, practic, ea în momentul ăla s-a născut. De-aia spune I'm glad my mom died, pentru că de-abia din punctul ăla a început să realizeze cine este ea ca persoană. Spune lucrurile într-un mod atât de frumos, adică ca să înțelegeți cât de posesivă și cât de tare o controla mama ei, o ștergea la fund, la propriu, până pe la 12-13 ani. Da? Deci mama e considera că nu e capabilă la 13 ani să se șteargă la fund. Ca să nu mai vorbim de faptul că la 16 ani mama ei încă o schimba de haine și ea se simțea violată, adică își simțea intimitatea violată și cu toate astea nu putea să spună nimic și nu știa că realitatea poate să fie altfel. Pe lângă toate poveștile cu mama ei, care este extrem de posesivă, să nu ziceți dacă vreau să fac un vlog literar, separat, special pentru cartea asta, pentru că ar fi mult de discutat pe tema asta și nu vreau să mă întind aici. Pe lângă asta, vorbește foarte mult despre cum era la Nickelodeon, despre lucrurile care se întâmplau în spate, așa cum am zis, despre lucrurile mai puțin știute și mai puțin plăcute. Nu știu dacă știți de fetișul cu piciorul pe care l-au avea un producător de la Nickelodeon și multe, multe alte chestii, abuzuri, hărțuire sexuală și așa mai departe, lucruri care se întâmplă unor tinere și care nu sunt deloc ok. O spune la, într-un mod foarte frumos, foarte firesc, foarte natural, fără înverșunare, fără resentimente față de oamenii aia și față de lucrurile care i s-au întâmplat. Oricum, lucrurile astea au venit după ani de terapie, stați liniștit, însă că a făcut terapie înainte să poată să povestească atât de detașat. Este o autobiografie care mie mi s-a părut foarte frumoasă, repet, nefiind cititoare de autobiografii, dar mie mi s-a părut foarte frumoasă tocmai din prisma faptului că încearcă să-ți explice că ce făcea mama ei era rău, dar în același timp că și dragostea ei și dorința ei de a o mulțumi și de a o vedea fericită erau foarte importante. Vă recomand să o ascultați, să o citiți. Dacă o găsesc pe la noi pe undeva, voi o linguiesc. Dar v-am zis, e apărută recent, nu știu dacă o găsiți în română, dar pentru cine e ok cu engleza, o să vă o linguiesc. Și ultima carte de 5 stele este cartea lunii septembrie, clasicul lunii septembrie de la BookClub-ul meu, despre care nu v-am spus nimic până acum, dar nu este târziu. Aveți link de la BookClub și vă aștept să vă înscrieți dacă vreți să participați. Avem un clasic și o carte contemporană. Am avut în luna septembrie Viața pe un peron de Octavian Paler. Aia ar fi trebuit să fie cartea contemporană. Mă rog, nu e tocmai contemporană, dar nici pe la clasici n-aș putea să o bag. Cei trei muschetari care au fost clasici, cartea clasică a lunii septembrie. Eu nu am apucat decât să ascult Cei trei muschetari, care mi-a plăcut foarte tare. N-am citit Cei trei muschetari în copilăria mea, nu, eu am citit Contele de Monte Cristo, eu am fost cu alte treburi, eu am avut altă treabă. Contele de Monte Cristo, care la fel mi-a plăcut foarte tare, deci când am citit-o în liceu, eram terminată, eram topită toată după Contele de Monte Cristo, deci mi-a plăcut atât de tare și mă așteptam să-mi placă și muschetarii, mă așteptam foarte mult să-mi placă și ăștia, pentru că e în stilul Dumas, care este un stil deja devenit clasic, dar care mie personal îmi place și mi-au plăcut personajele. Nu știu dacă mai are sens să povestesc despre ce este vorba în carte, că bănuiesc că majoritatea oamenilor știu măcar o versiune. E o carte frumoasă, tot așa, pe mine personal mi-a adus zâmbetul pe buze, este plăcută și mă bucur că cu ocazia asta am reușit să o citesc, să o ascult, mă rog, n-am citit-o, trebuie neapărat să-mi o cumpăr, să o am în bibliotecă, să o am la îndemână în bibliotecă, că este... este de avut, asta este o carte de avut și i-am dat 5 stele pentru că mi-a plăcut, nu pentru că ar fi o carte clasică, că eu n-am grețuri din astea, chiar mi-a plăcut, mi-a plăcut acțiunea, mi-a plăcut romantismul de acolo, mi-a plăcut toată frenezia, m-a încurcat la un moment dat cu descrierile de case, cu intersecția străzii nu știu care, cu strada nu știu care din Paris, care stradă nu știu care se intersectează cu nu știu care, că la colțul străzii la capătul străzii aia este nu știu ce, la intersecția aia
să nu știu ce clădiri, acolo trebuia să-mi iau o hartă a Parisului din vremurile alea ca să pot să-mi dau seama. Acolo puțin m-a pierdut așa, dar în rest a fost foarte ok și chiar în cazul în care nu știți nimic despre povestea celor trei muschetari, vă recomand să o ascultați sau să o citiți. O să vă las link și de la audiobook ca să o ascultați în cazul în care n-aveți timp să o citiți, pentru că este o carte frumoasă din punctul meu de vedere și care își merită locul între clasici și își merită locul de 5 stele. Cam astea au fost lecturile mele pentru septembrie, mai slăbuți așa cu cărțile fizice, dar aș vrea să-mi spuneți voi în comentarii ce ați citit, ce recomandări aveți, dacă ați citit cărțile astea, dacă vi s-au părut ok, dacă nu vi s-au părut ok, ce aveți în plan, ce citiți acum, dacă citiți ceva bun, dacă nu citiți ceva bun, spuneți-mi, vreau să știu tot ce ține de cărți. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai facem astfel de clipuri. Vă pup și ne vedem în următorul video.